Veniți și sunt curios ce muzee ați mai vizitat, care din ele v-a plăcut cel mai mult, spre exemplu, din București. Din București, uite, recent am vizitat Muzeul de Artă Recentă. M-a impresionat? Da, e ceva interesant. Pentru mine rămâne favorit Muzeul Antipa. Mai ales girafa din față. Categoric, da. V-am întrebat asta pentru că eu cred că mai avem multe de descoperit aici în București, chiar în toată România de altfel. Știu că am avut de curând un material despre Muzeul Micul Paris. Fascinant! Astăzi, colega noastră, Roze Stan, ne plimbă într-altul. Interesant, foarte interesant. Teoretic, chiciul este reproducerea de prost gust a unor opere de artă. Iar astăzi vom face un tur în muzeul care le reprezintă întocmai. Ghidul nostru va fi Adrian. Bună! Cu cunoștință cu primul personaj. Ai făcut cunoștință cu Dracula? Dracula, îmi pare bine. Haide înainte să-ți povestesc despre el, haide să facem o poză. Ai văzut că avem un fotobut aici? Super, ador fotobut. Da? Da. Haide repede să facem o poză avem aici lângă cronometru. Dracula. Îți place de el? Îmi place foarte mult, este foarte tăcut. Da? Mie îmi plac bărbații tăcuți. Avem 7 povești spuse aici la muzeu. Am început cu prima, cu Dracula. El a devenit kitsch din cauza noastră pentru că l-am promovat haotic. L-am promovat drept Vlad Țepeș, nu are nicio legătură. Nici măcar castelul lui Dracula, de la Bran, practic nu este castelul lui. Oficial, suntem în a doua încăpere, nu? Suntem în a doua încăpere. Vreau să spun un mic secret. Aici prezentăm miliția. De ce este miliția un kitsch? Din cauza regimului brutal pe care îl aplicau cetățenilor, dar și datorită filmelor BD în acțiune. Turiștilor le plac foarte mult chestiile din comunism. Ce le place cel mai mult? Că eu văd aici o pereche de cătușe. Vezi? Am voie să le ating? Ai voie să le atingi normal. Am uitat să spuneți, sunt muzeu interactiv, aici poți să atingi orice, poți să dezbraci manichelele, să te îmbraci cu hainele lor. Ce e asta? Pentru că sunt foarte curioasă. Este o stație. Și poți să zic Roger, bineînțeles. Poate e ceva pe linie înaltă. Am ajuns la kitsch religios și practic aici povestea este că atunci când religia încetează să mai fie spirituală și devine materialistă, atunci se transformă în kitsch. Sus avem icoana plângătoare a Maicii Domnului. Lasă-te picurat, te rog frumos, de unde trebuie trei să lacrimi. Da, te rog frumos, uite aici. Una. Cât avem? Două. Și la a treia, trei, puneți o dorință repede. Gata. Gata, mi-am pus-o. Te rog frumos, dacă se îndeplinește dorința, ai 100 de zile să se îndeplinească. După 100 de zile, te rog frumos să ne dai un mail la office@kitschmuseum.ro. Mergem la interior design, un interior design din anii 90. Aici, practic, ar trebui să ne simțim ca acasă, da, nu? Aici ne simțim ca acasă la Mamaie. Și aici avem, dacă vii cu mine un pic să-ți arăt în sertar. Wow, avem bani, niște avem bani, foarte mulți avem bani, bani aici. Și aici se fac ploi de bani pe acest pat. Ia uite, Bogdan. Celebrele ploi de bani. Îți place rața asta împăiată? Da, este foarte simpatică. Da? Ia-o tu. Ia-o cu tine. Țin-o tu. Mi-am făcut o prietenă. Prezintă-ne în continuare. Vă prezint în continuare muzeul. Aici suntem la partea de Gypsy Kitsch și prezentăm cultură gypsy. Am selectat, cred că am făcut o selecție de cele mai bune manele aici la televizor. Ne simțim ca la festival. Exact. Aici avem o găleată de semințe. Nu lipsea când mă duceam afară, când eram copil și mă duceam afară să mă joc. Nu lipseau 5-6 femei care să vândă semințe din această găleată. Cine este? Fata cu minte este Pițipon, care este prietena mea. Drăguț. Foarte drăguț, aranjat special pentru vizita voastră. Da, se vede. Hai să urcăm acum. Am ajuns și la etajul cu numărul 2 al muzeului, unde aici este o zonă de relaxare. Asta e după Capela Sixtină. Capela Sixtină Michelangelo, exact. Îl avem și pe Da Vinci aici. Celebra sobă de teracotă, unde s-au făcut atât și atât de multe poze. Îmi place să petrec timpul stând aici și uitându-mă la cina cea de taină, cam asta. Asta mă relaxează pe mine. Nu ți se pare și patul ăsta cu arcuri, așa nu ți se pare? Da, este foarte confortabil, le simt în spate. Am și răpirea din serai și aici, știi? Și mă uit așa la ea, de asta îmi place foarte mult locul ăsta, e super. Mai ales că e pusă invers, este genial. Haide să ne lași un mesaj drăguț.